Trăiți, trăiți! Cine ați venit pe la noi, domnul Dan? Ce faceți, ce faceți? Domnul Dan, m-am hotărât să stau nici el la soare, că am văzut că a dat nici el dogorelul, a ieșit dogorelul. Minus 8 în dimineața asta. A, a fost puțin înseamnă. Asta a fost minus 10. A, da? Da. Cum ați... Cum am supraviețuit. Am supraviețuit bine, cu ajutorul unui plastic zdravă. În sobă, am forjat soba atât de tare că a început să curgă plăcile după aia. Aoleu! În dimineață, stătea pisiții la căldură și le-am dat câte un șul la fiecare să plece, că pica placa de teracotă. Am luat placa în brațe, așa, hap-ha! Vă salut să trăiți! Unde-ți-e papucii? Domnul Dan a mers atât de mult la Băltești cu papucii ăia, că s-au rupt pe traseu. S-au rupt pe drum, am făcut pană. Adică a rămas fără talpă la ei, fără pingele. Și acum stau cu ele, soare. Vă salut, oameni buni! În acest video, oameni buni, domnul Artur, în momentul de față, fără papuci, m-a sunat. Dacă pot să-l ajut cu 20 de lei să aibă cu ce să plece acasă la Ramona, i-am adus și de mâncare. Și cel mai important lucru, o pereche de papuci. Imediat că îi avem aici. Ce spune vorba aia? În papuși și în pielea goală. În papuși și în pielea goală. Papuși blăniți, nu a vrut Ghete sau Adidas, a zis că eu se descalță mult mai repede din ăștia. Problema să-i stai așa. Merg la mama soacră cu ei să nu-i murdăresc persoanele. A, la da. Mine, ca în persoane. Și da. Ți-am adus și șosete, că tuna trecută nu aveai șosete. Mulțumesc mult! Bagă-le acolo. Ale peste alea că ți-i îngheață picioarele. Te pun peste astea că... Cred că papucii sunt buni. Că nu pot să merg mâini, de-aia am nevoie de picioare. Dacă înțeles. Puteam să merg mâini, nu mai țineam chiar atât la el. Dar nu pot să merg mâini. Ăștia sunt 45, cred că sunt buni. Sunt buni, domnule, da. Ia, s-a arătat la camera aici, ce papuci i-a cumpărat. Probă. Blănoși, toate. Și nu derapează, ăștia e de iarnă. Nu poate să mă ia poliția, să zică că ne-am cauciucuri de iarnă. Ăștia e, deci acum ești în regulă. Oameni buni, noi facem un pic de caterincă. Cei care ați văzut în primele 2-3 videoclipuri cu acest om, primul videoclip a fost pe 31 decembrie 2023, în ultima zi a anului, am dat de acest om pentru a-l ajuta, da? Am văzut acolo păreri pro și contra, că nu trebuie ajutat, că trebuie dus să meargă la muncă și așa mai departe. El merge și la muncă, la mine cel puțin, face și treaba lui, omul este pe divertisment, atâta posibilitate are, nu are de niciunele. Pe mulți dintre voi, mii de oameni, sute de mii de oameni v-a distrat, omul este un pansament pentru... Psihic și sufletesc. În următoarea perioadă eu o să mă apuc să-i fac un adăpost. Nu cer la nimeni nimic. O să încerc să-i fac o cameră sau două, vedem după posibilități. O să mă ajute și el, o să mai aduc și oameni aici. O să vedem, o să vedeți că nu o va dărâma așa cum spuneți dumneavoastră, nu, eu răspund asta. Da? Deja am vorbit așa. Nu. Am fost la primărie, am vorbit cu domnul primar, o să mai merg, o să facem construcția pe acte și așa mai departe. Dar deocamdată nu ne permite nici vremea, că este foarte frig și nu dispun nici de bani, dar până când vom începe lucrarea, ne vom pregăti de toate și o să ajut acest om care, zic eu, că are nevoie. Da, lăsați comentariile răutăcioase, că dărâmă, că face, că drege, că omul face ca să trăiască și el, da? În continuare, papuși de iarnă, deci mult. Nu patinează. Deci, nu poate să-mi dea amendă miliția, că n-am cauciucuri de iarnă. Treabă. Deci trebuia să-i pui în noiembrie, dar ai pus acum, în ianuarie. E ce niciodată trebuie. Nu-i târziu. Atât. Hă? Iei curba cu ei? Merge. Dacă iei curba cu ei, ești... Ăștia nu mai intru în gard, ia uite.
Ia uite, dau peste colegul, ia uite. Dă-o tură așa, mă, ce iau, dă-o. Ma, e ce trebuie. M-a scos, ia uite, mi-a scos, dar după, ia uite. Deci, stăpâne, sănătos. Mulțumesc, domnul Dan. Și o să-i aduc și ghete, dar n-a vrut, da, trebuie să recunoască. Nu, că nu vreau să fiu pretențios, nu vreau să fiu să zic, bă, știi, dacă vreau, nu vreau să-mi aduci decât ghete dacă mi-a adus, dacă nu, nu. Ce o fi, nu contează, să ții de cal la picioare. Am înțeles. Oameni buni, cam atât cu acest video. Urmează un video cu palatul. Rezidențial? Palatul stă să pice, a dispărut jumate din el. O să vorbim într-un alt video. Multă sănătate, numai bine și... Doamne ajută! Doamne ajută!